Domnul despre lucruri mari ce are să se întâmple pe pământul acesta. Ți-am vorbit, zice Domnul, de legi ascunse în sertare care se vor da pe față, zice Domnul, și iată că au început să se ducă la împlinire. Ți-am vorbit, zice Domnul, despre boli și te-am înștiințat că vor apare, zice Domnul, și omul nu e în stare să dea rezolvare, să găsească leacul adecvat. O, zice Domnul, și iată în vremea aceasta te cuprinde frica și pe tine, poporule. Dar oare n-ai tu Dumnezeu atotputernic? N-ai tu sprijin? N-ai la cine alerga, zice Domnul, ca să ceri putere, să ceri o crotire de sus, ca să poți rămâne în picioare? Dacă acum, zice Domnul, când a început cernerea și iată voi strânge grâul din neghină și voi arunca neghina în foc și voi pune grâul în cântar, dacă în vremea aceasta te-ai înspăimânt, zice Domnul, ce vei face la urletele valurilor mării? Ce vei face când pământul se va cutremura și vei vedea și într-o parte și în alta și vei auzi morți fără nume? Atunci, zice Domnul, oare nu vei striga către mine după ajutor? Dar te umple frica încă de acum din pricină, zice Domnul, căci nu crezi pe deplin cuvântul meu. Nu crezi că am putere să te ocrotesc. O, zice Domnul, dacă credința ta ar fi așa de mare, ai vedea lucrări mari făptuite în casa mea, făptuite în corturile tale, poporule, ia minte. Căci e vremea, zice Domnul, să te apleci înaintea mea și să te apropii de mine așa de mult, zice Domnul, încât credința să se întărească în Cel ce este viu și adevărat. Dacă ai ascultat cuvântul meu, zice Domnul, și ai luat seama, o, zice Domnul, ai vedea deosebiri făcute între tine și lumea aceasta. Dar, zice Domnul, ți-e frică de amenințarea vrășmașului. Dar pentru că, iată, zice Domnul, am brațul întins și atotputernic să-ți vin în ajutor. Când mă vei chema, voi auzi și ochii mei vor vedea necazul tău, durerea ta. Și iată, zice Domnul, că voi pune balsam peste rană. Amin. Voi vindeca, zice Domnul, ca să-mi proslăvesc numele. Amin. Și prin aceasta voi întări credința multora. Amin. Care în vremea aceasta să clatină așa de ușor. Amin. Rămâi credincios lângă cuvântul meu, zice Domnul, căutând să-l împlinești în fiecare zi. De aceea, iată, zice Domnul, cercetează-l, ia minte, caută să-l împlinești tu și toți ai tăi, căci brațul meu cel atotputernic îți va veni în ajutor, zice Domnul, și vei simți puterea brațului meu peste cortul tău și peste viața ta. De aceea spun să te sprijinești pe ajutorul venit de sus, nu de la om, că omul nu e în stare de nimic. Cel ce dă viața e Hristos Domnul. Recomena galai diotiberubel. Și dacă nu crezi îndeajuns, zice Domnul, cuvântul meu, atunci ești pradă vrășmașului. Și el, zice Domnul, te urmărește zi de zi. Dar când vii la izvor, zice Domnul, și te adapt, din izvorul cu apă vie te întărești. Se întărește credința ta. Amin. Și vei ști că ai un Dumnezeu atotputernic,
stăpân și peste necazuri, stăpân și peste boli, stăpân și peste furtună, stăpân și peste cutremure, stăpân și peste războaie, peste orice. Cheamă-L pe acest Dumnezeu în ajutor în fiecare zi. Cheamă numele meu, zice Domnul, peste cortul tău, peste viața ta, peste cei ce ți-am dat, zice Domnul, ca să ai grijă, să-i porți pe brațe de rugăciune, să-i aduci zi de zi înaintea mea și să-i strici cu lacrimi. Doamne, ocrotește cortul! Amin. Ocrotește viața noastră! Amin. Noi ne-am pus nădejdea în tine, da! Bine faci, zice Domnul, dacă îți pui nădejdea în Hristos, căci puterea Lui e mare, zice Domnul, și mila și îndurarea Lui nu s-au sfârșit. De aceea, ori de unde vei striga, zice Domnul, fie din casa mea, fie din cortul tău, din cămăruța ta, eu, Domnul, voi auzi strigătul tău. Și voi cunoaște cererea cu care vii înaintea mea, ca să-i dau rezolvare, zice Domnul, și să am milă. Amin, amin. Amin.